La Atelier de Sănătate stăm de vorbă cu primul invitat al acestei ediții. Alături de noi se află domnul șef de lucrări, doctor Robert Stoica, medic primar, urolog și doctor în științe medicale. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, doamna doctor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră și nouă și ne pare bine că stăm de vorbă despre o temă delicată, de multe ori evitată în conversația publică, să spunem, incontinența urinară în perioada menopauzei, un lucru foarte frecvent și despre care ar trebui să știm mai multe și să știm cum să-l prevenim și să-l tratăm. De ce apare incontinența urinară mai frecvent în perioada perimenopauzei, să spunem? E foarte adevărat. Este o problemă foarte comună în rândul femeilor în postmenopauză. Este un procent destul de mare, peste 70 de ani, una din două femei prezintă acest tip de simptomatologie. Cauza principală este în primul rând anatomică și anume este uretra feminină care este mult mai scurtă decât cea de la bărbat, aproape 4 cm și un sistem muscular, ligamentar și aponevrotic care formează ceea ce se cheamă sfincterul uretral, acea valvă care închide și deschide în momentul în care dorim să urinăm și care este, suferă anumite transformări, mai ales în contextul sarcinilor, nașterilor pe cale vaginală și în postmenopauză suferă din cauza lipsei de estrogeni. Asta este motivul pentru care slăbirea acestui sistem ligamentar duce la apariția tipurilor de incontinență principale. Incontinența prin imperiozitate și incontinența urinară de efort cu consecințele pe asta, care le Asta știm. voiam să vă întreb în continuare. Câte tipuri de incontinență sunt și ce înțelegem din punct de vedere medical prin incontinența urinară? Incontinența urinară reprezintă pierderea involuntară de urină prin uretră, în afara actului micțional voluntar, atunci când pacienta își dorește are senzația de micțiune și își dorește să meargă să micționeze și are și condițiile, așa zise, psihosociale de intimitate încât să poată să meargă să golească vezica urinară. Incontinența urinară cel mai frecvent este, apare în timpul efortului. Este tipul de incontinență cel mai frecvent în postmenopauză. Ce înseamnă de efort? Înseamnă că apare atunci când pacienta uh, depune, uh, face o anumită activitate care implică creșterea presiunii intraabdominale. abdominale. Deci înseamnă frecvent, ceva, ridică greutăți. Uh, face sport? Face sport, tușește, strănută și în situații severe chiar la modificarea poziției, pur și simplu la simplul efort de ridicare de pe scaun, apare incontinența de urină. Acesta este tipul cel mai frecvent și are legătură, după cum vă spuneam, cu slăbirea sistemului muscular și a aponevrotic care, și a peretului vaginal anterior care susține uretra și formează, din punct de vedere anatomic, un hamac. Uh, și, în timpul efortului, comprimă uretra și asigură sistemul, asigură sistemul de continență. Așa, un fel de prea plin, cum ar veni. Uh, acelea, acela este un alt tip de incontinență, vă spun imediat despre el. Al doilea tip de incontinență, ca și frecvență, este incontinența prin imperiozitate. Este pierderea de urină care apare în momentul în care pacientei, pacienta are senzația de a urina, uh, care frecvență instalează brusc și pacienta nu ajunge până la toaletă. Pierde urină, scapă, scapă urină până ajunge la toaletă. Uh, cauzele sunt un pic diferite, dar într-adevăr sunt uh, ele se agravează în postmenopauză. Vorbim în termeni mai simpli, despre o spasticitate a mușchiului vezici-urinare. Astfel încât, chiar dacă nu există acele condiții psihosociale de golire a vezicii urinare pacienta chiar pierde urină în momentul deci, în care nu apucăm simte. Nu să ajungem în nu acel apucăm... loc unde exact. ar trebui să ajungem exact. pentru. Exact. Uh, există tipuri de incontinență mai rare, cum ați menționat dumneavoastră: incontinența prin prea plin. Uh, acest tip de incontinență apare frecvent în probleme, la pacienți cu probleme neurologice, cu probleme de diabet zaharat, cu neuropatia, cu suferința neurologică care apare în diabetul, în diabetul zaharat cronic. Este practic depășirea capacității anatomice a vezicii urinare. Și atunci urina efectiv curge prin uretră pentru că nu mai are unde să se acumuleze. Dar este, este un tip de incontinență mai rar. Un alt tip de incontinență este uh, falsa incontinență. Uh, incontinența, de fapt, pierderea de urină care nu are loc prin uretră, ci prin vagin. Există situații în care există comunicări anormale între vezica urinară și vagin, așa zisele fistule vezicovaginale. Apar frecvent după intervenții chirurgicale, apar uh, traumatic, după naștere. Uh, și nu sunt tratate? Spontan, la... nu sunt tratate, nu sunt recunoscute și sunt asociate cu incontinența urinară, dar din punct de vedere medical și tehnic și ca și management ulterior, uh, sunt o provocare, într-adevăr. Uh, noroc, în ghilimele, că sunt rare. Uh. Există factori favorizanți, factori de risc, adică lucruri care vin suplimentar acestor procese în fond și la urma urmei fiziologice care se întâmplă pe perioada menopauzei și care vin să adauge gravitatea acestui fenomen al incontinenței uh, Da, uh, există chiar un, anumit, chiar un anumit o anumită ereditate, deși din punct de vedere genetic nu sunt demonstrate uh, cum că s-ar transmite de la mamă la fică, există studii epidemiologice care arată că pacientele care sunt la menopauză și au un istoric la mamă sau la bunică acest tip de patologie au un risc cam de 5-6 ori mai mare de a avea această patologie. Deci, ăsta este un factor de risc pe care, din păcate, nu îl putem evita. Uh, Oare să aibă legătură și cu faptul că și instalarea menopauzei este posibil să se, se da. întâmplă la cam la aceeași vârstă, la Cam mamă, la aceeași fiică. exact. Uh, un alt factor de risc este de asemenea de neevitat, creșterea, uh, înaintarea în vârstă. Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul de control neurologic al vezicii urinare îmbătrânește. Uh, un alt factor de risc este lipsa de estrogen, efectiv, care apare în postmenopauză, estrogenul fiind un hormon care are efecte benefice asupra femeii până când dispare. În momentul în care dispare, peretele vaginal anterior, cel despre care spuneam că oferă suportul uretrei, se deshidratează, se subțiază. De asemenea, ligamentele, structurile anatomice care ajută la, la la continență îmbătrânesc. Da, recunosc Și... că în timp ce mă documentam, am citit un studiu din American Journal of Obstetrics and Gynecology care spunea că grosimea mușchilor uretrali se reduce cu circa 3% pe an da, la feme La femeile în Mi se pare Sigur. extrem de așa, Sigur. abrupt. Este abrupt, dar pe de altă parte este o oportunitate pentru că ne ajută în tratament, adică substituția hormonală în postmenopauză, topic-locală cu estrogene ajută foarte mult în această patologie. Un alt factor de risc important și care este, din păcate, îl văd foarte frecvent, este obezitatea, supraponderalitatea pacientelor. Pentru că asta contribuie la creșterea presiunii intraabdominale, care vine și se adaugă peste o slăbiciune a uretrei și atunci agravează această, această patologie sarcinile de asemenea reprezintă un factor de risc și mai ales mai mult decât sarcinile nașterile pe cale vaginală și feții cu o greutate peste 4 kg prin dilatația și canalului de naștere. Bun, chiar dacă în timpul nașterii sau postpartum, să spunem, imediat există niște probleme, ar trebui să mergem la medic și să controlăm sigur, dacă există sigur, astfel chiar de, situații, de chiar în anumite situații, chiar în anumite situații, în anumite țări este obligatorie kinetoterapia și controlul, kinetoterapia de întărirea musculatorii planșeului pe vin postpartum este obligatorie. A este în Mare să britanie. Fie, să fie și la noi la fel. Care sunt opțiunile terapeutice? S-a diagnosticat și se simte, pacienta resimte uh. efectele acestei incontinențe. Cum tratăm? Există un tratament sigur, cert, care poate să oprească complet problema? sunt lucruri care țin de stilul nostru de viață, putem noi face ceva fiecare dintre noi pentru a nu suferi atât de tare? Uh, există în primul rând tratamentul trebuie început cu un diagnostic corect, corect. Este foarte important pentru că trebuie să o spun, din păcate, uh, am văzut cazuri în care uh, pacientele au fost tratate pentru un timp de incontinență, ele având alt tip de incontinență. Uh, de cele mai multe ori acest tip de abordare este sortită eșecului. Deci aici este rolul nostru, celor care asigurăm tratamentul și vedem pacientele și ăsta este unul dintre mesajele pe care țin neapărat să l aduc în emisiunea dumneavoastră, adică să ne rom rolul în serios și să evaluăm pacientele cu mare atenție. De obicei tratamentul începe cu metode conservatorii. Cu schimbarea stilului de viață, scăderea obezității, uh, reducerea obezității, uh, evitarea unor anumite băuturi sau alimente care pot irita vezica urinară, cum sunt cafeaua, alcoolul, fumatul. Uh, trebuie să încercăm să facem sport. Și aici mă refer la sport. Că sunt foarte multe paciente care vin și spun, domnul doctor, dar eu uh, muncesc toată ziua, sunt o femeie activă. Munca nu este sport. Asta este important Cu toate Există. că uneori pare Cu toate că uneori pare, da Pot face, cum spuneați mai devreme, exerciții de întărire a planșeului perineal Ele de obicei și de recomandat sunt să fie, sunt să fie învățate sub îndrumarea unui kinototerapeut Ceea ce se întâmplă destul de rar în practica curentă, pentru că sunt multe paciente care nu au acces sau nu au timp să meargă la mai multe ședințe de chentoterapie, să învețe aceste, aceste, acest tip de terapie, dar în afara țării este o terapie foarte importantă, este un pas foarte important. Există medicație specială pentru, tip, pentru tipul de incontinență prin imperiozitate, există medicamente care relaxează mușchiul vezical, există medicamente care stimulează relaxarea, aceste tipuri de medicamente pot fi combinate, există terapie topic-locală cu estrogeni, există creme sau ovule cu estrogen, care pot fi administrate. E adevărat, ele sunt administrate la recomandarea unui medic. Întotdeauna nu este recomandat o automedicație Medicația, în acest da, sens. Da. Pentru că trebuie, trebuie evaluați și factorii de risc ai pacientei personal. Adică deși nu este demonstrat o absorție mare în sânge a tratamentului, a estrogenului din ovul, dacă pacient are patologie... Uh, chistică la nivelul sânilor, atunci și acest tratament de este de evitat. Uh, există la pacientele care nu pot urma intervenții chirurgicale sau sunt imobilizate sau au diverse alte comorbidități, dispozitive intravaginale din silicon, care se, se cheamă pesare, pesare anti-incontinență, care se montează și ajută la controlul patologiei pentru Pacientele cu incontinență prin imperiozitate severă, care nu răspund la tratamentul oral medicamentos, există o tehnică specială care se cheamă injectare de toxină botulinică intravezical, care ajută la relaxarea suplimentară a vezicii urinare și care se administrează de către medic-urolog. Este o procedură și ca și tratament standard în momentul de față pentru incontinența urinară de efort care este refractară la a. metodele conservatorii. Și aici vreau să accentuez încă o dată nevoia de a aplica alte metode de tratament înainte de a ajunge la intervenția chirurgicală. Deci acesta este ultimul resort, să spunem? Este ultimul resort și uh, îndemn și pacientele să discute cu medicii cărora li se adresează pentru a căuta alternative înainte de a merge către intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală standard, cea mai utilizată în momentul de față, este suspensia, este montarea unui uh, segment de meșă, un, un material sintetic care, care se, se montează susțin. sub uretră, uh, uh, printr-o incizie la nivelul vaginului și se tensionează astfel încât pacienta să nu mai pierde urină atunci când face efort. Este o intervenție care se face sub anestezie regională, așa zis arahi anestezie. Este o intervenție relativ rapidă și lipsită de riscuri și este o intervenție cu o rată de succes foarte, foarte bună, peste 80%, atunci când lucrurile merg bine încă de la prima intervenție. Există o serie de paciente care pot avea probleme și acelea sunt cazuri un pic mai deosebite. Complicate. Și sperăm să vedem cât mai puține astfel de situații. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate aceste informații interesante. Le îndemnăm pe telespectatoarele noastre să facă prevenția acestui tip de incontinență urinară, să meargă la medicul specialist.